Cristiano Ronaldo, unul din cele mai mari superstaruri pe care fotbalul le-a avut vreodată, de 5 ori câștigător al Balonului de Aur și golgeterul all-time al UEFA Champions League, nu se află în cea mai bună perioadă la echipa sa de club și este posibilitatea ca acesta să plece de la echipă în această iarnă sau vară. Și deja câteva echipe mari s-au înscris pe lista pentru a-l aduce pe portughez. De asemenea, se pare că se pregătesc câteva mutări pe linia Tottenham-Real Madrid, iar Unai Emery a fost demis de către Arsenal și deja se pare că avem un favorit pentru înlocuirea acestuia. Toate acestea le vom discuta mai pe larg în următoarele minute, dar înainte de a începe, v-am rugat să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și desigur să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când postăm un nou videoclip. Cristiano Ronaldo a fost cumpărat anul trecut de către Juventus pentru 100 de milioane de euro și deși a avut un prim sezon bunicel în Italia, acum Ronaldo întâmpină unele probleme, acesta nu mai reușește să înscrie la fel cum o făcea pentru Real Madrid, deși la Naționala Portugaliei joacă foarte bine, în ultimele două partide a marcat 4 goluri și este aproape de a bate recordul pentru fotbalistul care marchează cele mai multe goluri pentru o națională din istorie. La echipa de club, în ultimele partide, a fost schimbat înainte ca meciul să se termine, portughezul nemaifiind în preferințele antrenorului Maurizio Sarri, care este nemulțumit de prestațiile portughezului. Desigur, această situație nu-i convine deloc lui Ronaldo și se gândește să părăsească bătrâna doamnă. Deja, multe echipe mari s-au înscris în lupta pentru semnătura lui. Din aceste echipe fac parte campioana Germaniei, Bayern München și PSG, campioana Franței, dar echipa la care noi credem că ar putea ajunge ar fi Manchester United. Ce vis ar fi pentru fanii Diavolilor Roșii ca Cristiano Ronaldo, cel care acum 10 ani era un adevărat idol pe Old Trafford, să revină la echipă? Acest lucru este destul de posibil pentru că United are unele probleme în atac și clar ar avea nevoie de un adevărat lider așa cum este Ronaldo. Și dacă acest transfer se va realiza, ar fi și un mare bonus de imagine pe care Manchester l-ar primi. Cu siguranță și fanii ar cumpăra în număr uriaș tricouri cu Ronaldo și asta ar putea genera profituri mari clubului și de aceea noi vedem acest transfer foarte posibil. După aducerea lui Jose Mourinho, Tottenham este aproape de a-l repatria și pe galezul Gareth Bale. Acesta de curând a oferit o imagine incredibilă când a făcut o poză cu drapelul Țării Galilor, iar pe acesta evidenția că pune pe primul loc echipa națională, după care golful, iar pe a treia treaptă este Real Madrid, ceea ce este un semn clar că Bale va părăsi echipa. Bale a mai evoluat la Spurs, unde era unul din cei mai iubiți fotbaliști, iar când a plecat a devenit cel mai scump fotbalist din lume la acel moment. Dacă fanii lui Tottenham primesc atâtea vești bune, ei bine, primesc și una foarte rea. Danezul Eriksen ajunge la finalul contractului și poate semna cu orice echipă, iar de acesta ar fi interesat chiar Real Madrid, care are nevoie de un decar adevărat. Eriksen în ultimele sezoane a fost un jucător de bază pentru Tottenham și ar fi o adevărată lovitură dacă va pleca de la echipă. Altă lovitură mare pe care Tottenham ar putea să o primească este aceea că fostul antrenor Mauricio Pochettino este favorit să ajungă pe banca rivalilor de la Arsenal. Unai Emery, după mai multe rezultate proaste, a fost demis de la conducerea Tunarilor, iar Pochettino este unul din marii favoriți la preluarea echipei. Noi, ca și fani ai lui Arsenal, am fi foarte încântați dacă asta s-ar produce, pentru că argentinianul a demonstrat că poate face performanțe mari, anul trecut reușind să ajungă până în finala Champions League cu Spurs. Acestea au fost principalele vești din lumea fotbalului. Ce părere aveți voi de aceste lucruri? Scrieți-ne în comentarii și nu uitați de like, share și subscribe. Iar dacă doriți să ne susțineți și mai mult, acum puteți deveni membri oficiali ai canalului.